Patriarhul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a pledat pentru un an comemorativ Constantin Brâncovean, Sfinți Martiri Brâncoveni. E o datorie filială, a spus Patriarhul Daniel în ședință de la Academia Română. E o datorie filială de a ne aminti de înaintașii noștri buni. Memoria funcționează în ambele sensuri și dacă ne e greu să uităm pe cei răi, avem datoria să-i păstrăm în memorie vii și pe cei buni. Constantin Brâncoveanu, domnitorul Țării Românești, este un model al demnității umane. Este unul dintre mari și bunii noștri oameni de stat. Memoria îl definește pe om. Omul fără memorie devine o simplă piesă de mobilier pe care poți o muți pe acea piesă. O muți oriunde și faci ce vrei cu el. Constantin Vodă Brâncoveanu nu a fost singur. A fost înconjurat de fiii săi, în momentul morții sale martirice, a fost înconjurat de fii și de sfetnicul său de taină, Ianache Văgărescu. Pentru a pomeni și pentru a contextualiza istoric și pentru a urmări reverberațiile în istorie ale morții și ale vieții brâncovenilor, astăzi vom vorbi noi trei, de la dreapta asta, ca părintele Marius Sepelea, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie din Oradea. Bogdan Cosmin, profesor de religie la Ghibu și domnul profesor Alexandru Popovici, profesor de limba și literatură română, aici la același liceu. În primul și în primul rând, am să-l rog pe domnul profesor Alexandru Popovici să ne vorbească despre Constantin Brâncoveanu. Despre literatură. Loc.